De aceea am și subliniat faptul că odată cu depășirea acestui moment dublu, din două perspective, eliberarea și aprobarea ordonanței de urgență și semnarea convenției cadru între cele trei entități, nu se mai pune problema din acest moment și dezmint orice informație cu privire la posibilitatea de a se tăia gazele, de a se opri furnizarea de gaze, de a se opri furnizarea agentului termic. Nu mai suntem acum în această situație și fac apel la dumneavoastră, la populație prin intermediul presei, să nu mai creadă aceste zvonuri. Sunt știri rău intenționate, pentru că în acest moment avem și suma asigurată, precum și cadrul legal necesar atât din partea primăriei generale, cât și din partea guvernului pentru a se putea plăti în avans din bugetul primăriei stocul de gaze naturale, deci plata către Romgaz.